despre dragoste în cele ce urmează, despre planuri de viitor. Păi, campioana mondială Anastasia Nikita a fost cerută în căsătorie de sportivul Valeriu Mircea, care este luptător de arte marțiale și antrenor. Născută în luna dragostei, marele eveniment a avut loc chiar de ziua ei, pe 19 februarie. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste de 3 ani de zile, așa că Valeriu a decis să facă cel mai important pas din viața sa și să ia cea mai importantă victorie. Iar pentru a-i crea amintiri frumoase Anastasiei, a organizat cererea în căsătorie la cea mai înaltă terasă din oraș, în aer liber. Iar colega Svetlana Nafornița a stat de vorbă cu ei și vine cu mai multe detalii curioase. Întâlnirea cuplului de sportivi Anastasia Nikita și Valeriu Mircea nu a fost la cantonamente, olimpiadă, ori în sala de antrenamente. Povestea lor de dragoste a început pe rețelele de socializare. Noi am făcut cunoștințe pe site-urile de socializare, în Instagram. Eram atunci într-un cantonament și el mi-a scris câteva mesaje. Inițial nu vroiam să ies cu el pentru că, nu știu, era și străin și mă gândeam, zic, cine oare băiatul ăsta, dar iată, el a insistat foarte mult la ceea ca noi să ne vedem. Cât am fost în cantonament, timp de 3 săptămâni mi-a scris în fiecare dimineață, în fiecare seară. Stând pe telefon, pe rețele de socializare, am dat peste Anastasia, deci am văzut că se antrenează la aceeași sală, practică sport de performanță și am decis să-i scriu. Eu, chiar sincer, am o căutare de persoană care practică sportul ca și mine. La revenirea în țară, Anastasia a acceptat într-un final invitația lui Valeriu de a ieși împreună în oraș. Am înțeles că este un băiat foarte bravo, cu care se poate de intimat o relație. Luptătorul a locuit cu familia sa în Italia timp de 13 ani, însă dragostea l-a făcut să se reîntoarcă acasă. Un an de zile a planificat cererea în căsătorie, până la cele mai mici detalii, începând de la inel, decor, flori, totul pentru a auzi acel da. Eram sigur în ceea ce vreau, pentru că Anastasia este o persoană care îmi place foarte mult și mă simt bine cu ea, este o persoană care avem grijă unul de altul, mă înțelege, mă susține în ceea ce fac și eu cred că nici nu m-am gândit așa două ore ca să fac pasul ăsta. Am zis da, persoana aceasta este pentru mine. Presupuneam că o să urmeze, mai ales când mi-au legat ochii și zic că o să mă ceară în căsătorie. Și el nu a observat asta, dar el cu două zile înainte acasă, cred că m-a încercat sau nu știu, mi-a zis așa într-o glumă, vrei să fii soția mea? Și eu mi-am dat seama, el probabil a făcut o repetiție, da. Nu m-am așteptat ca atât de frumos. Mă gândeam că o să fie așa ceva mai simplu, dar a făcut totul la 100. În perioada vacanțelor, ambii iubesc foarte mult să călătorească, chiar în weekenduri preferă plimbările în aer liber. După Jocurile Olimpice de vară care vor avea loc la Paris în 2024, tinerii planifică să joace o nuntă mare alături de toți oamenii dragi din viața lor. Sigur o să fie bă, cu unele tradiții, da, nu cu toate. Muzică populară, muzică de stradă, un pic mixt, cum se spune. Deci nu o să fie doar muzică populară, o să fie o nuntă stil european, gen. Eu cred că va fi o nuntă mare.